ProPlan oferă o gamă largă de hrane pentru pisici sterilizate, cu 6 beneficii specifice pentru susținerea zilnică a sănătății acestora. Purina ProPlan. Priți-vă puțin din ce faceți. Urmează o mare, 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 nu chiar atât de mare, dar e mare surpriză, pentru că vorbim despre mărire. Și ca să-i spunem pe nume, vorbim despre mărirea de penis. Da. Ok, ce înseamnă mărirea de penis? Mărirea de penis presupune injectarea cu acid hialuronic a penisului pentru îngroșare. Ok, deci în cazul de față, injectarea presupune îngroșarea lui. Exact. E acesta un subiect tabu? Da. Se vorbește deseori despre augmentarea sânilor, despre volumizarea buzelor, dar despre volumizarea penisului mai puțin. Ok, deci avem diverse părți din corp pe care le putem dori mai mari, da? Și exact cum ai spus, putem să ne creștem în volum buzele, sânii, dar și penisul, și iată, e un subiect care cred că trebuie abordat și oamenii trebuie să știe că pot face asta. Cine apelează, să zic, la o astfel de procedură? Apelează pacienții peste 18 ani, până la 70-80 de ani chiar. Ok. Dar există oare, probabil că la fel ca la sâni, nu există un standard, e doar ține de, să zic, imaginea ta despre tine și cum te simți tu. Bănuiesc că nici aici nu există un standard, ci e fix vorba de ce îți dorești tu, probabil, ca bărbat, și cum ești tu în compatibilitate cu partenera. Okay. Exact. Da. Bun. Hai să vedem cum se face exact în cazul de față această îngroșare de penis. Haideți să exemplificăm. Mă ajut? Te ajut? Am puține emoții, n-am făcut asta niciodată. Ce scule ai tu aici? Am niște canule care injectez în mod uzual acidul, dar se poate injecta și grăsime proprie. Proprie? Exact. De unde o iei? În general o luăm de pe abdomen, dar putem să o luăm din oricare alt loc. Ok. Grăsimea. Și care sunt atunci avantajele grăsimii proprii și dezavantajele și la fel la acid? Grăsimea proprie durează mai mult. Cât durează grăsimea proprie, cât durează acidul? Acidul durează 6-9 luni. Grăsimea proprie rămâne cam 50% din ce este injectată în primul an. Aha, 50% în primul an și înseamnă că procedura trebuie repetată. Exact. Hai să vedem cum face această injectare. Păi, mai întâi facem anestezia locală. Doare această anestezie? Nu, este un ac foarte, foarte mic. Ok. E această seringă de, îi mai spunem, de diabet, nu? De insulină, da. Numai că este un pic mai mică. Și mai mică, ok. Se injectează, înțepăm, facem anestezia. Au, pe mine m-a durut numai uitându-mă, să știi la asta. Este ca o este fix ca o ciupitură de țânțar. Ok. Așa. Într-un loc în care nu ne ciupește de regulă țânțarul, dar să experimentăm. Bun. Am făcut asta acum? Exact. Asta e o canulă. Asta este o canulă traumatică, este boantă la capăt, nu înțeapă țesuturile, deci nu traumatizăm și nu facem vânătăi. Dar totuși, cum ajungi să intri în... Înțepăm înainte cu un act mai mare. Ok, înțepăm deci în locul faci în care întâi am... anestezia, după care faci un mic orificiu cu un act mai mare. Exact. Ok. Apoi infiltrăm. Ok. Nu doare? Nu doare încă, nu? Poți să încerci. Aha. Penisul în ce stare trebuie să fie? Adică este... Este în stare normală, ca să zic așa. Ok. Și bănesc că te duci cu canula asta pur și simplu. Exact. Pe... Mă plimb într-un singur loc, mă plimb stânga, dreapta și pe fața posterioară. Ok. Poți să recunosc că sună destul de ciudat să te plimb cu canula, plimb penis, stânga, dreapta, dar nici asta nu doare? Nu doare absolut deloc, să știți. Ok. Cât poți să injectezi și cum, ce rezultat final poți să... De obicei, injectez per sesiune 10 ml, minim. 10 ml? Exact. Maxim 20. Maxim 20. Exact. O să faci multiple sesiuni, înseamnă? Ai spus la prima sesiune? Dacă dorește pacientul, sigur. Aha. Și ce, să zic, ce îngroșare, ce obții ca și îngroșare, ca și rezultat final? Un diametru mărit de 1-2 cm, poate 3. Depinde de dimensiunea actuală. 3 cm în diametru o mărire. Da. Ok. Există și asta, când vorbim practic de îngroșare, de există și operație care să practic să augmenteze în lungime? Exact, da. Avem și varianta de volumizare
cu alungire de penis, deci volumizarea se face cu grăsime proprie, iar alungirea se face tăind ligamentul de la baza penisului pentru a le libera. Ok, aici e o operație bănuiesc puțin mai complexă, nu? Un pic mai complexă, cu anestezie generală se face. Ok, în cazul acesta de, în care am făcut cu acid hialuronic, ce trebuie să facă pacientul după? Este un tratament de după? Sigur. Trebuie să aibă, să nu aibă activitate sexuală timp de 7 zile. Okay. Este foarte important. Și să se maseze acasă. Bun, deci în concluzie, trebuie să ținem cont că e o procedură serioasă. Se face în cabinetul medical, nu în altă parte. Atenție mare. Și sunt oameni care își pot dori asta și fără niciun fel de rușine. Iată că există doctori care fac aceste proceduri, da? Da. Oamenii în mod normal fac procedura destul de des, dar nu se vorbește despre acest lucru. Ok. Da? Cum se vorbește despre volumizarea buzelor, augmentarea sânilor, adică normal, simplu, direct, așa ar trebui să se vorbească și despre augmentarea de penis. Super. Diana, mulțumim mult de tot. Mare drag. ProPlan oferă o gamă largă de hrană pentru pisici sterilizate, cu 6 beneficii specifice pentru susținerea zilnică a sănătății acestora. Purina ProPlan.